Chemat aseară, scriitorul Laurian Stănchescu a prins câteva lumânări în jurul monumentului și a așezat o colivă și un tricolor chiar sub poarta sărutului. Aici, lângă poarta sărutului, la poarta sărutului, unde sunt încă urmele lui vii și ard, să-i facem o pomenire gorjenească. De aceea am adus tricolorul, cu care am mers prin toată Europa, lumânări, colivă, preoți, a venit și domnul general să susțină acest eveniment. Încercarea de a chema turiștii să facă un lanț uman în jurul operului a fost sortită eșecului. Până la urmă și inițiatorul acestei acțiuni a recunoscut că marele sculptor încă este umilit la el acasă. Brâncuș este încă umilit la el acasă, Brâncuș este încă hulit la el acasă și ce mai rău este că România încă nu conștientizează acest fapt. O face în virtutea unei stări staliniste care se continuă și astăzi. În primul rând, lui Brâncuș trebuie să îi se ceară iertare. Acțiunea lui Stănchescu a fost taxată și de autoritățile locale. Mă rog, mi se pare o acțiune puțin deplasată și mai mult cred că nu trebuie să comentăm. Unele voci susțin însă că Laurian Stănchescu încearcă doar să-și lege numele de Brâncuș, mai ales că în aceste zile și-a lansat candidatura la primăria municipiului Târgu Jiu.